bine v-am găsit la interviul de ce News. Invitatul de astăzi, Sergiu Andon, avocat celebru, jurnalist, în primul rând cunoscut din televiziune și am aflat călător, chiar o să vă pun o întrebare sau două în partea a doua a emisiunii. Domnule Andon, intrăm pe subiectul, ați fost și om politic, ați fondat un partid. Parlamentar, zice, nu chiar un politic, parlamentar. Deci aveți, ați fost să jurnalist. Încep să mă lepăd de meritul ăsta. Ați fost jurnalist, politic, în presa politică. Începem cu subiectul toamnei, să spunem, referendumul pentru familie. Sunteți și avocat și știți dacă are sens, dacă poate fi ocolită viitoarea interdicție. Sens categoric are, inclusiv pentru argumentul că a stârnit atâtea pasiuni. Și stârnind atâtea pasiuni o cerere de referendum care a întrunit 3 milioane de semnături, înseamnă că s-a atins un punct nevralgic. Ea este din fericire, sau el este din fericire, subiectul toamnei, zic din fericire, pentru că e un subiect veche, de vreo 2 ani, după cât știu, s-a făcut petiția asta, a prefericitul patriar, îl auzeam vorbind de vreo un an jumate, cel puțin, nu vă ascund că într-un fel ne-a cerut și o implicare, dar acum toamna a venit momentul în care politicienii să-și dea seama că poate să obțină oarecare atenție, zdrângănit și clopoțelul acesta. E, dincolo de politizarea sau disputa politică în jurul subiectului, tema este necesară. De ce? Pentru că, în mod real, să crea perspectiva căsătoriilor homosexuale, și aici, în opinia mea, trebuie să facem o distinție clară între non-homofobie, între democrația aplicată inclusiv în oferirea șanselor oricăror preferințe, inclusiv sexuale, și a fiecăruia să-și realizeze modul, să-și organizeze și realizeze viața cum dorește, asta e o treabă, și familie, care e altceva. Vedeți, urmăresc argumentele politicienilor și mă îngrijorează că ele alunecă spre frazeologie de asta, de tip familia tradițională, tradiție, lucruri valabile într-un fel, dar care se demonetizează când se uzează de ele. Miezul problemei, după mine, stă în copii. Înainte de orice, înainte de definiții teribile, cum ar fi familia, celula societății, etc., vatra unde să pâlpie și să transmite spiritul comunitar etnic, a realitatea e că familia este cadru, găoacea, nu știu cum să-i spun, în care se nasc, cresc și se formează copii. Neîndoielnic adversarii acestei modificări, respectiv cei care fac un exces de retorică în jurul libertății de comportament, n-am să le zic libertin, ci unor viziuni mult mai largi decât ale cele tradiționale sau cele corespunzătoare naturii umane, acei adversari spun, bun domne, dar de ce să nu avem și noi dreptul să creștem copii? Argumentul meu e simplu, aveți dreptul, dar n-aveți dreptul să decideți asupra opiniilor și libertății chiar, de care vă prevalați, a libertății viitorilor copii, când ei vor avea discernământ. Adică, în ce sens? În ce sens? Păi una e să cresc copilul și să-l formez, câtă vreme, repet, el nu are discernământ, el atunci își formează convingerile pe ceea ce am moștenit noi, bun sau mai puțin bun de la natură, dar eu zic că e bun, din moment ce e în cadrul firii, și alta e să se nască, să apară acel copil și să se formeze din plecare cu viziuni, comportamente, moralitate, să-i zicem particulare, de excepție, mai efemere în viața societății decât astea tradiționale. Pe românește, nu.
Cred că legea, începând cu legea fundamentală, Constituția, trebuie să garanteze viitorilor cetățeni, copiilor, încă neapărați de nimic, să garanteze că ei se nasc și evoluează până la vârsta discernământului în cadrul conturat de natură și nu de concepții, gusturi, practici, deprinderi, de altă parte, mai mult sau mai puțin efemere. În cazul nostru, să spunem, părinții și noi la rândul nostru am decis în privința religiei copilului. L-am botezat fără să așteptăm să aibă maturitate, să aibă prima comuniune. Sau da, cum e frumos întrebarea sau contraargumentul, interesant, numai că religia se poate schimba. Dacă și deseori cei care cresc își schimbă concepțiile. Fie că devin liber cugetători, atei, schimbă religia, e altceva, se schimbă. O deprindere care se implementează adânc în firea și în deprinderile omului, în obiceiurile sale, până la urmă în anatomia lui, hai să o spunem de-a dreptul, asta e cu totul altceva. Aici e vorba de o protecție, o protecție a naturalului copilului. Păi și atunci, dacă nu e interdicția aceasta în Constituție, sau dacă e interdicția aceasta în Constituție, doi bărbați, două femei nu pot crește un copil? Ba da. Că nu-l oprește legea, da. Sau cine îl oprește? Ba da, ba da, ba da. Însă una e să, nu știu cum să spun, să fie, să o facă asta ca tutori, ca adoptatori, ca persoane de bunăvoință, ca orice, și altceva să se mai muțărească drept părinți. Pentru că acel copil va avea totdeauna un stigmat, pe care el poate și l-acceptă sau nu, un stigmat, o pecete, să zicem, ca să nu-i dăm conotație negativă. El va avea o pecete chiar și între copii. În plus, se vor impune anumite deprinderi. În plus, se va încuraja acest libertinism față de răspunderea pentru copii. Repet, nu m-ar deranja constituirea familiilor monosexuale sau cum să le zicem, dacă nu ar legitima și ar încuraja prozelitismul făcut prin copii, care să ia drept ceva asemănător. Da, studiile arată că în momentul de față copiii din astfel de cupluri nu adoptă religia, în ghilimele, părinților. Cu atât mai rău, adică se vor simți stânjeniți. Adică una e să fie, cum să spun, să aibă un adoptator, că nu trebuie să aibă doi, și alta e să fie mămica și tătica, sau tăticu și mămicu, așa, inclusiv în societate. Repet, în lucrurile mie mi se par simple, poate greșesc. Și anume, într-o balanță avem această savoare, această înclinația noastră spre a fi cât mai liber și de a absolutiza ideea libertăților individuale, de acord, e o valoare, e în balanță. Dar în același timp, în celălalt taler, adică e un taler, în celălalt taler, în același timp, avem, prin asemenea reglementare, punem problema răspunderii pentru alții care încă nu decid, respectiv pentru băieți, exact, care și-au și ei drepturile lor, și care se vor forma cu timpul, n-au dreptul să se, nu trebuie să-i lăsăm să se nască cu un drept gata ca un chip implementat în sub pielea lor. Exact în ecuația asta, părerea mea, trebuie discutată problema vaccinării. Ai de o parte dreptul individului de a refuza, pe de altă parte nevoia societății de a-i proteja pe ceilalți, de a proteja întreaga structură socială. Ai pe de o parte nevoia societății de a proteja și pe de altă parte abuzul individului de a se opune nevoii societății de protecție. Mai ales că nu se opune numai pentru el sau pentru copilul lui, se opune și pentru ceilalți. Nu cred că e aceea situație. Asta cu vaccinarea. Da, adică dacă vreți, e aceea situație în sensul că și aici se pun în balanță drepturi strict individuale cu drepturi generale. Da, dar cred că și în cazul ăsta răspunsul e tot în favoarea socialului.
și anume vaccinare, pe un fel sau altul, nu neapărat cu poterea, dar forme de constrângere. În unele țări s-a mers spre balanța, da, merge spre nevoia individului, spre dreptul individului. Mi se pare că mai puțin, după câte am observat eu și la începutul acestui an școlar, sunt destule țări, dacă mă înșel, Italia și Spania. Stai cu copilul acasă. Da. Da, care constrâng. Nu zic neapărat te oblig să-i pui seringa cu serul, nu. Dar creează o condiții care să mărească responsabilitatea părintelui. Îți induc niște costuri. Impun fie niște costuri plătești, care îl fac să gândească mai serios decât dă cu banul așa, că s-a uitat pe internet și e de bon ton la un moment dat să te temi de vaccin. Așa. Poate să fi putând fi și victima unei manipulări. Bun, sau nu vi se pare că... Mă rog, aveți experiență, poate nu v-ați aplicat asupra tehnicilor de manipulare neapărat, dar nu vi se pare că treaba asta cu frica, ba că ți-e frică, ba euri, ba beuri, ba vaccin, din când în când, așa lumea e stresată de ceva, mănânci, ai pericol în farfurie, organismele modificate genetic, penicilina, nu știu, tot timpul se inventează astfel de pericole, nu cumva să abată atenția de la adevărate pericole, de adevărate probleme. E lumea cam îndulcită cu binele și trebuie să mai o sperie din când în când cineva? Care e da și ecuația nu. Asta? Da și nu. Da, în sensul că nu știu dacă un pericol, ca să ne convingem că e un pericol, nu avem decât să privim populațiile. Trăiesc mai mult, poate că ar putea trăi și mai mult. Eu ce mă uit, hai să zicem de-a dreptul, în filmele americane, nu filme artistice, în documentare, văd că toți sunt niște geamantane de grăsime, niște burduhănoși. E un anumit stil de alimentare, altfel nu mi-l explic. E chiar trist, chiar sunt îngrijorat. Deci o problemă a alimentației raționale există. Pe de altă parte, e adevărat că însăși vehicularea de informații a devenit un negoț, e și ea o marfă și ăsta, ceea ce atinge individul, sănătatea, speranța lui de viață, e o marfă bună să vinde. Și atunci, sigur că este excesivă insistența pe alimentația nerațională, dar adevărul este undeva la mijloc. Numai pe nerațională și cu astea pericole ascunse, că eurile, că nu știu ce, hai să luăm între o salmonelă și nu știu, un acid acetic care se pune în alimente. Nu sunt cercetătorul Mencinicops, să zic, față, nu, vorbesc eu, față care regretă destinul lui sau cursul final al vieții, din ultima vreme al vieții lui, dar era autoritate în industria alimentară, ori eu de la el am luat eurile și ideea de euri și riscul de euri, fără să fiu obsedat de asta. N-am de ce, eu sunt de... Ca a venit vorba... Mă ligă cu ceapă, da. Riscurile acestea sociale se mai pot îndrepta în cazul Mencinicovski, pe care l-ați amintit. Toate dezvăluirile, mă rog, schimbarea de curs... Apropo de călătorii, ar putea aduce o corecție în cazul Mencinicovski, în cazul... Schimbarea de curs? Asta, că nu mai sunt protocoalele, binomul, nu știu ce ar putea să păi facă dreptate în cazul... Înțeleg că puneți o problemă mai largă, nu numai legată de Mencinicovski, toată situația. Și toată situația protocolului. Bun, în cazul acela este o problemă legată de calcularea prejudiciului, care era sfidătoare, că sfida orice logică. Trebuie să căutăm soluția, nu pe cazuri punctuale, ci de principiu. Și înțeleg că întrebarea de principiu este, vor produce efecte sau pot produce consecințe legislative cu efecte practice, demascarea acestor protocoale, convingerea mea fermă este că da. Și convingerea și mai fermă e că e chiar foarte simplu. Și convingerea și mai fermă e că aproape că există cadrul legal. Numai că, din păcate, și aici mingea e preluată pe maidanul politic și se trage cu cine vrea cu șutul în ea și face un caz din chestia asta mărind suspansul. După mine, lucrurile sunt foarte simple, citesc din memorie, cred că e articolul 454 procedură, dar să mă scuze
colegii și cei implicați, dacă l-am citat greșit, oricum e primul articol de la revizuire, care la litera A, drept caz de revizuire, spune când apar fapte sau împrejurări necunoscute care au putut influența hotărârea. Cum ar fi aceste înțelegeri secrete din spatele... Indiscutabil. Ușilor închise. Indiscutabil. Și atunci, după mine, dacă e nevoie de o potențare a acestui text clar, mă, decât să mai... motiv mai întărească cumva legiuitorul și să se dea, noi... să se dea un semnal pentru oricum filiera ai până justiție. Adică hotărârile sunt hotărâri. Trebuie recunoscut caracterul lor definitiv. Hotărârile chiar definitive se pot dărâma în anumite condiții, între care această cale cazul clasică are definitiv. Poftiți? Cazul Țundrea era definitivă hotărârea. Exact. Există cazuri, cum spuneam, există căi, să zic, de retractare, așa se numesc, căi de extraordinare de atac, între care revizuirea e cea mai importantă. Și atunci afiliera foarte simplă e că persoanele care, în mod real, o să aglomereze instanțe, dar n-avem ce face. În mod real, se consideră și ușor de simțit asta, că au fost victima protocoalelor și victime ale protocoalelor există, o să revin la idee. Acestea se pot adresa, în opinia mea, chiar și acum instanțelor, dacă legiuitorul aduce o precizare sau în alta curte pentru o decizie, cu atât mai bine, și să ceară revizuirea pe temeiul divulgării de principiul acestor protocoale îmbinat cu situații faptice din dosarul respectiv și dacă vreți vă dau și două exemple concrete, dacă mai avem timp. Da. Un exemplu într-un dosar de evaziune cu niște persoane mai bine situate din lumea romilor, e adevărat, dar un fel de împărați de ăștia, la un moment dat scrie în rechizitoriu despre unul din... Vreau să spun că e vorba de doi participanți. Unul care se pare că a făcut evaziune și unul care i-a lipit numele, pur și simplu. Era tatălui și se zice totdeauna ăsta și ăsta, ăsta, dar nu se spune ce rol a avut ăla. Și la un moment dat, în această criză de dovezi, procurorul a simțit nevoia să scrie în rechizitoriu că așa cum scrie... și în referatul sau în materialele SRI-ului. A scăpat-o. Dar un asemenea caz, după mine, trebuie să meargă la revizuire în mod sigur, pentru că n-au ce căuta materiale SRI în dosar și n-au ce căuta niciun fel de material care să nu fi fost în dezbaterea ambelor părți, l-ar fi un material secret. Adică să știu ce scrie în materialul ăla, că eu da. N-am de unde să știu. Alt caz, mai adică n-am de unde trebuie certificat ornis ca să citesc materialul. Nu trebuie, da, tocmai nu trebuie și procedura din fericire asta nouă, creează o jumătate de soluție în sensul că spune ori să de clasifică materialul invocat, ori nu se ține seama de el. Partea proastă e că e cam formal să zici că judecătorul nu ține seama de el, măcar sub aspectul convingerii intime. Așa că, pur și simplu, ăstea n-au ce căuta în dosar materialul, mai ales că e o poartă din dos pe care serviciul de informații încearcă să se întoarcă la vechea lui obsesie de a participa la cercetare. Știți că au mai fost încercări, sunt preluate la vechea securitate. Doamna Prunele... N-au ce căută, doamna Prună. Dar aș vrea să vă dau și al doilea exemplu, că poate e interesant așa. O personalitate, la un moment dat, a avut o nemulțumire legată de SRI. A aflase de imixiunea conducerii SRI-ului în treburile structurii pe care o conducea. Și l-a sunat pe domnul George Maior, pe scurt, avea acces la scurt. Și domnul George Maior, în loc de domnul George Maior, a răspuns un adiutantul. Domnul director e ocupat. Bine, a închis. Peste două minute îl sună faimosul Coldea pe ăsta. Am auzit că ne căutați nu știu ce. Păi da, zice, ce căutați în treaba? Așa încearcă cum era el pe cai atunci să-l ia mai tare. Ăsta slobo de gură, îl înjură de mamă. A avut slăbiciunea să zică lui Coldea. Răzbunarea a urmat. Că o fi fost, că nu o fi fost legată de aia, dar în mod cert era un dosar instrumentat cu multă insistență. Bun.
La instanță, la nivel de curte de apel, persoana cere, domnule, să vină transcriptul convorbirii cu Coldea. Astea pe telefon operativ se înregistrează, sigur că da. A venit dar clasificat. Deci acum există... A venit dar clasificat. După mine, ăsta e un caz de revizuire. Perfect. Deci stați că sunt o groază de informații noi, că eu nu m-am gândit, sau noi nu ne gândim la asta. Ce vorbea Traian Băsescu din telefonul ăla operativ montat în sediul de campanie cât era suspendat, există acele înregistrări? Domnul Lucu. Sau sunt criptate și nu le poate citi nimeni? Nu, eu nu mi-am luat din ambiție certificat Ornis. Puteam să-mi iau ca președinte al Comisiei Juridice, m-am făcut că nu știu, nu l-am luat. Îmi dăduseră totul pe tavă doar să completez. Am avut nevoie de el ca avocat în procesul capitanului Bucur, am făcut alte formulări, am preferat să... Nu, am luat de mândrie. Bucur, să spunem, Bucur e cel care a murit, dăduse în vileag niște abuzuri în perioada Vadim, dacă nu mă înșel. Să ne întoarcem la transcrierea lor. Deci, neavând certificator, eu nu pot să vă confirm dacă se înregistrează, a fost înregistrat Băsescu sau nu. Eu pot să vă spun însă că în acel caz la care mă refer, cu cel care l-a înjurat pe Coldea de mamă, nu s-a zis că nu e înregistrată convorbirea. S-a livrat instanței și instanța a făcut o încheiere în care a spus-o că a consultat-o și că n-are semnificație pentru caz. Deci a ascultat-o. Deci materialul a existat și asta după un an jumate, doi. Că asta de, știu că eu. De restul exemplu, nu mă pricep la ce au dânsii acolo ca reguli. Da, că, de exemplu, la Casa Albă Nixon, că asta i-a fost și fatal. Ca să-i rămână numele, ca să-i rămână în istorie, așa, ce citate celebre, fraze, ce spunea el acolo, a pus de erau înregistrate oficial toate convorbirile din birou Oval. A fost o noutate, nu era până, nu putea. Și pe asta l-au prins la Watergate, că partea cu probleme o șterseseră când au făcut... Și aici o deformare de care mă detașez. Adică s-a demonizat cumva ideea de interceptare și de înregistrare. Eu nu am nimic cu ele și n-am avut nici pe vremea lui Ceaușescu. Dar la Nixon a devenit... Dar la Nixon a devenit... cum sunt la anglosaxoni, a devenit regulă. Toți care stau acolo, ce vorbesc, să înregistrează. Larghețea mea de opinie merge până la spune înregistrați-ne pe toți și cât vreți, dacă aveți capacitate. Eventual să nu ne coste, că mă doare ca bugetar. Eu nu vorbesc de mine. Eu vorbesc de ăștia care vorbesc pe telefoanele operative. Problema e cu totul alta. E falsificarea acestor înregistrări. Ce să asta e adevărata problemă. Hai să vă mai dau o întrebare. Sau lipsa de acces la ele când sunt concludente, în cazul, cum ar fi în cazul Băsescu sau în cazul Băsescu cu Merkel, cu... Aici e, da. Adică nu zic să publicăm ce a vorbit Băsescu cu Merkel, sau, dar cândva în istorie ar trebui să știe cum a acționat Băsescu. Pe vor știe. Cum? Se vor ști. Că... Acces să declasifică. Păi uite că nu prea se declasifică. Americani? 30 de ani. Păi, deci aproape ne apropiem de 89. Mai avem un an, doi și vom vedea ce a discutat Iliescu. Bine, pe... nu s-au declasificat nici cele cu asasinarea lui Kennedy, că probabil toate. Că încă dor. Da. Toate. Încă dor. Încă bun. Hai să vedem pe logică așa, sau cum aș descifra dumneavoastră. E o problemă care mă frământă. Dom'le, ăia făceau niște chestii la limita legii, dacă nu chiar ilegale. Mă rog, imorale, clar. Aia care? Cu protocoalele. Aha. La ce dracu le-au încheiat? Adică nu mai bine făceau fără protocoale, că tot nu îi acoperă cu nimic. Ce să pune șaua pe cai sau ciucuri la șa? Adică realitatea și preocuparea de a deține controlul, de a domina situația, sunt indiscutabile. Că acest control excesiv a întregii situații economice, politice, sociale a țării, poate și culturale, era încurajată de chiar de aliați, sub spectru, sub fobia terorismului și mai știu eu ce, iarăși e adevărat. Chestiunea e că, la un moment dat, această stare de fapt al controlului prin mijloace persuazive, până șantaj, până mijloace mai delicate, a avut ambiția să iasă cumva la iveală.
Adică să știe clar cine-i stăpânul. Eu așa le interpretez. Erau secrete, la ce le foloseau? Păi le foloseau să le încheie. Și vă pun o întrebare retorică. Cum vă explicați faptul că în toate aceste protocoale există un numitor comun? Și nu există fiecare din instituțiile respective să înfichiați și ei protocoale cu toate celelalte instituții, dacă erau protocoalele astea așa de necesare. Adică apele cu agricultura sau apele sau cu mediul. Chiar cu, în metodul justiției, parchetul cu înalta curte. Parchetul din Iași cu ăla din Focșani. Nu, chiar la nivel central. Vedeți, se dorea să fie un numitor comun, adică un dirijor, adică eu sunt șef, adică la mine vă raportați. Și spuneți că nu, să nu fie doar formală, ci să fie formalizată, dar secretă, să o știe lumea, dar să nu se dezbată secretă. Că, adică... Să nu se zică că suntem stat polițienesc, pentru că se știa că e paralegii, paralegală, aici legea, domnule, da, justiție, ce treabă are și ei se fereau, adică judecătorul ăla știa că se reu cu ochii pe el. Păi dacă protocolul era secret, poate el în Caransebeș sau în Covasna sau în... Știți că de obicei în, la legi se dau instrucțiuni de aplicare, norme de aplicare. Dar la care? Civile, administrative, financiare, la penale nu se dau norme de aplicare. Că aici suntem în penal, pe teritoriu. La penale legea și practica judiciară, care reglează ce nu poate să regleze nici cea mai perfectă lege din lume. Și atunci, protocolul, care ar fi un fel de normă de aplicare, să zicem, este total neavenit. Tocmai pentru că penalul este atât de tăios, atât de radioactiv, încât n-are voie să iasă din capsula legii. Decât strict necesar, cât ies izotopii la o examinare cu izotopii. Deci strict controlat în capsulă și capsula e hotărârea judecătorească. Ori protocoalele introduceau această idee de încă o normă pe lângă normă. Și dacă acolo se strecura o singură idee suplimentară, tot era periculos. Dacă nu se strecura nicio idee suplimentară, ci se crea doar situația asta că, uite, trebuie luat în seamă, eu sunt dirijorul, în urmă asta însemna din moment ce aceeași instituție încheie cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla. Numitorul comun, să zicem. Atenție la mine! În termeni militari, exact așa se traduce. Atenție la mine. La mine. Comanda la mine. Sunteți probabil ofițer în rezervă. Eu nici măcar. Chiar să vă spun. Exact. Deci, teoretic, cei care terminau facultate deveneau ofițeri în rezervă, dar după 90 nu s-au mai făcut din lipsa de bani. Oricum, asta e la nu s-au mai făcut... Chiar desființarea armatei comanda la mine. Regulate asta, armatei obligatorii și la care să participe întregul popor. Nu, e o greșeală, e normal într-o societate modernă. Adică nu dai o armă din asta super scumpă pe mâna unui biban care stă și el 9 luni în armată, 3 luni învață. Ați răspuns. Acum eu sunt un pacifist. Nu, da, pe de o parte. Eu urăsc războaiele. Pe de altă parte, funcționa ca un numitor comun. Îi mai călea un pic pe băieții pufoși. Și ce folos dacă în același timp în școală nu mai facem educație. Atunci... Să facem întâi în școală, să facem în familie, după aia până armată, nu. Domnule, armata e o bugetofagă destul de inutilă, dar asta e situația în lume. Bun, armata, să tot spune cine, cum făceau romanii drumuri, cine făcea drumurile, armata le făcea. Da, și cu legionarii. Le trebuia. Da, păi le trebuia, era vehicul militar. Era... Acum le face stradbagul, le fac buldozerele, le fac utilajele moderne. Dacă mapele le fac, de la stradbag. Mă întrebați de călătorii. Uitam în Norvegia, un petic n-am văzut pe un drum de țară. Un petic, o crăpătură. E cum poate să nu fie peticite acolo? Drumurile în climatul ăla aspru, cu variații foarte tare. În climatul ăla au petrol de îngheață bursa când strănută. În climatul ăla au seriozitate de îngheață
șmecherii și puturoșii, asta e. Cum e cu legea offshore? A intrat cumva Dragnea într-o... Adică este constrâns acum, după ce a adus tema pe agenda publică, să o și rezolve? Sau o să se termine în coadă de pește, cum avem neobicei? În coadă de pește, pentru că nu prea se poate rezolva pe plan mondial. Singurul progres făcut în această privință l-au încercat englezii, care culmea ei înșiși au teritorii offshore. Asta e altceva, după cum știți. Nu, nu vorbesc de offshore-urile bancare, vorbesc de ăștia cu petrolul. Deci Dragnea a dus în dezbatere publică problema redevențelor. Și acum, deci după ce ai adus, ai aprins tema, ești un pic constrâns de opinia publică. Nu știu, prea mai poți să dea înapoi, să spună, domnule, știți, ne-am mai gândit, o lăsăm așa. Nici nu știu, mi-e greu să dau cu banul. Ce pot să deduc fără plăcere e că orice temă vine așa, de asta cu parfum de exces de patriotism, nu, cu exces de grijă de spirit național la o țară de care bogății s-au dus, s-au jefuit și o să se mai ducă și o să jefuiască, o suspectez de demagogie, dar nu înțeleg concret de ce a fost în vizită la dumnealui președinte al Camerei, domnul ambasador Clem, nu știu, parcă nu a mai venit cineva din America. Nu, va veni Rick Perry cu șeful energiei, secretarul energiei. Secretarul energiei. Da, vine acum în weekend sau nu mai știu, la sfârșit. Nu, e vreo săptămână, 10 zile înainte de a pleca în Norvegia. Deci a venit și de ce s-a dus la Dragnea? Păi legea e în cameră, nu e în Senat. Și ce treabă are Dragnea? Președintele Camerei nu face legile. Președintele, că Dragnea face totul în țara asta și el iese la tablă, ne explică orice, asta e o situație a noastră, n-ar trebui să fie pentru americani. Președintele Camerei convoacă biroul permanent, moderează discuțiile în biroul permanent, când îi vine rândul, prezidează ședințele de plen, administrează, semnează cecurile pe ordonator să, de credite, dar nu-i factor politic. Nu-i factor politic. Înțeleg, dar să crești redevențele de 10 ori sau de... Păi nu, eu vreau să spun altceva. Că m-ați întrebat ce prognoză fac. Da. Pe ar trebui să știu ce a discutat secretarul energiei cu Dragnea într-o săptămână în care la noi s-a discutat, apropo de scrisoarea lui Giuliani, mult despre lobism. Și cât de normal e lobismul acolo. Acolo e normal, la noi nu prea. Spuneți-mi ce a discutat cu secretarul de stat și pot să fac un pronostic. Pe de altă parte... Dar cert e că a venit la Dragnea, fără discuție, nu la Ministerul Dragnea Energiei. Dragnea e prins într-un clește. Pe de o parte, e atacat de dreapta, mă rog, de sistem, de cine îl mai atacă, de cealaltă parte încearcă, în piață are problemele pe care le are cu partea vocală a societății, de cealaltă parte încearcă să mențină sprijinul de care PSD-ul s-a bucurat în electoratul său. Ori, după ce deschis tema asta, să te repliezi acum? Acum, despre ce să vă răspund? Despre dificultățile în care intră Dragnea? Intră Dragnea, da. Păi e stilul lui. El are un calm așa prin care vrea să sugerează că e strateg. Dar nu e strateg. El e un om cu mișcări de ping-pong. Află azi, probabil că de la, știu eu, din sondaje, de la specialiști în PR că se poartă nu știu ce sau că e vei, fac o reacție. După aia, peste un timp, altă reacție, cu altă temă. Nu are o strategie, programul de guvernare. Iohannis are o strategie? A încăpățânări, a orgolului. N-are, ar fi trebuit să aibă strategia României lucrului bine făcut, dar a uitat-o de mult. Da, ați văzut, putea să o aibă pe asta. Putea să facă o strategie din asta, dar a uitat-o. N-avem oameni politici, domnul Vâlcu, degeaba căutăm să-l descifrăm intențiile. Nu avem că... și nu avem cum avea, pentru că ei, sistemul, partidele, mecanismul politic consolidat în cei 30 de ani încurajează mediocritatea, nu valori. Și că nu numai în România, și în Occident. Nu neapărat. Măcar e oameni competenți. Îl comparăm pe Mitterrand cu Macron. E Micron pe lângă Mitterrand.
Nu știu, e părerea noastră. Eu cred că Macron are un mare viitor și eu cred că s-a afirmat cu foarte mult aplomb. Are probleme interne cu știți finanțe, de ce mi-e frică? Să nu fie impunerea la sursă. Să nu fie un piarist gen Obama. De asta mi-e frică. Cine? De Macron. Nu, mie mi se pare destul de coerent, da? Nu distorsi Macron. Hai să vedem, bun. Destul de coerent și ambițios și cu aplomb. C-o fi el, c-o fi doamna în spate, nu știu. Dar e convingător. Nu. Sigur, bun, la, noi stăm mai lui. Prost, adică e, da, nu, aici e clar, se tot duce. N-avem. Tinerii ăștia care vin... care pleacă? Nu, USR-ul ăștia care vin, Ciolos. Ăștia care pleacă, da. Aici e o dramă, da. Mă rog, nu, da. Nu mai intrăm și în... Da. Cei care vin în politică, ne cantonăm doar la politică, par așa destul hotărâți, organizați. USR Cioloș. Hotărât să ce? Să-și obțin obiectivele, să folosesc orice mijloace. Să câștige majoritatea? Trebuie să câștige, nu știu... Adică PNL-ul e mai flășcăit decât... Toți sunt flășcăiți, iar USR-ul pentru mine e mare dezamăgire. A nu știu câta, adică dezamăgirea populației care așteaptă o forță politică nouă, concludentă. Mi-e teamă că nici nu va apărea, pentru că dacă va apărea, nu va reuși să atragă pătura substanțială de oameni serioși, luciți, militanți, care deja sunt dezgustați de politică, înțeleg lipsa de șansă în politică. O să spun brutal, experimentul democratic românesc sau dâmbovițean, cum mi s-a zis adesea și sufeream eu, mai ales ca deputat de Dâmbovița, da. Este definitiv compromis. Este definitiv compromis. Da, n-ai cum, instituțiile nu merg, valorile nu există competiția valorilor, nu există responsabilitate și nu se poate naște asta peste noi. Asta spune și USR-ul. Păi știu, dar nici ei nu oferă. Ei nu oferă decât teribilism. Nu vine ce să oferă? Că sunt opoziție acum. Nu oferă ca ofertă. Păi ar trebui să vină cu ofertă. Acum asta e problema. Că nu există ofertă și contrae ofertă. Și de asta spun că democrația la noi este, a fost s-a epuizat. Gata. O chestie facilă, chestia asta cu... discursul Băsescu, adică PSD-ul e sursa răului, a corupției, cu tare, că a fost menținută. Fiecare a spus partea lui de adevăr. E atâta colcăială în societatea românească și atâta decădere în 30 de ani, încât e un lapte de sub pentru fiecare demagog. Fiecare poate să aleagă ceva, o pradă, o halcă și să o sfârșie și să zică, uite ce au făcut ăilalți. Deci nu... Nu e deloc dificil să spui adevărul punându-ți propriile păcate în spatele altora, în seama altora. Că și sunt asemănătoare, de fapt. Am auzit, am fost surprins, acum e drept, nu mi-am făcut temele, nu credeam că ați împlinit 80 de ani. Nu, când te uiți, nu-ți vine a spune, deși... deci ați prins multe epoci istorice. 6 dictaturi, dacă le numărăm. E, apropo de... Începând cu Carol al II-lea, ca prunc în leacă, n-a l-am prins. Așa, Hrușciov era mediocru, era mai jos de Stalin, da? S-a afirmat pe faptul că a schimbat politica imediat după Stalin. Nu? A fost în epocă, era privit altfel, a fost un moment de cotitură, nu știu. Iohannis era foarte simplu, trebuia să, doar să fie diferit de Băsescu, după 10 ani de Băsescu. Adică era ca și cum a ales să fie Stalin după Stalin. Adică a făcut același lucru ca Băsescu. Păi... Dacă Hrușciov făcea același lucru ca Băsescu, ca Stalin, cu mai puțin talent decât Stalin, ce câștiga? Se mai ducea încă... Sunt două aspecte. Vorbim de Hrușciov și nu de, să zicem, Malenkov, care era bofanul... Și de ce spun asta? Pentru că Hrușciov era incult, teribil de incult, dar cu o forță de muncă extraordinară și un om cu adesea cu viziuni foarte îndrăznețe, unele stupide, cum a fost destelenirea Kazahstanului.
a băgat economia în prăpastie cu asta, dar foarte destupat la minte. Adică cu o inteligență nativă, dar din nefericire nedublată și de cultură. Asta este un răspuns. Pe când, în cazul domnului președinte, cu tot respectul, nu-i făcut pentru funcția asta. Nu-i făcut. Eu nu zic. Poate că e inteligent în fizică, e, chiar am observat, chiar are un umor așa când... Are, da, sigur, și are și o demnitate și ar fi putut. Era o speranță. Și cum s-a blocat? L-a împins, l-a izolat, l-a împins sistemul. Ce s-a întâmplat de a repetat? Bun, e o piesă, o știm, adică eu scenariul sunt unilateral, acela. Eu sunt unilateral și văd preburile de cele mai multe ori prin prisma profesiei. Pentru mine, acest domn pe care l-am votat, mărturisesc, m-a frisonat când s-a băgat cu primele intervenții în justiție. Pe prima a fost foarte bună, a zis să fie care? Echilibru, să nu se amestece justiția una peste alta. Prima a fost pe la CSM, pe la înalta curte, cu baricadă, cu front, cu unit, cu totul, vedea totul ca o luptă. Și în general că a mers pe mâna celor, inclusiv a celor din străinătate, care plusau pe DNA, pe parchet, pe ăstea. Mi-am dat seama că habar n-are de domeniul ăsta și eu cred că de la foarte greșita înțelegere până la urma celei de-a treia puteri în stat, domnule, că justiția nu e numai asta care toacă penal. Justiția e a treia putere care efectiv face legile să se aplice și totodată să se verifice în practică și controlează executivul. Noi ne tot raportăm la penal. Justiția înseamnă mult mai mult. Proiectul lui trebuia să fie de înțelegere a rolului justiției ca putere, nu în penal, repet, în contencios administrativ, în fiscal, în civil, în dreptul muncii, în toate. Ceea care pe terenul căreia să realizează celelalte două puteri, să vede. Că mai ales principiul constituțional nu e al egalității și echilibrului. Deci trebuie să puterilor în stat. Bun. Când am văzut că nu înțelege o treime din probleme, o treime, dacă n-a înțeles-o asta, catastrofa era de prevăzut. Și atunci n-avea cum, mai ales că s-a și încăpățânat, s-a confundat încăpățânarea și probabil proasta consiliere cu fermitate, cu intransigență, ceea ce era greșit și a perseverat în greșeală și s-a ajuns unde s-a ajuns. Bun, în ecuația așa asta, că așa a pierdut partida. Ca șansă are cel mai mare, dar are cele mai mari șanse de electorale. De ce nu fac griji electorale pentru el? Revenind totuși, eu vreau și la comparația cu Stalin și Hrușciov, vreau să mai adaug că Stalin era și imposibil de repetat. Adică că nu poate să repete, n-are farmecul, are conștiințe pe suflet, dar n-are sânge pe mâini. Cine? Băsescu. Sânge, cel puțin cât a avut Stalin. Poate să aibă niște conștiințe pe suflet. Nu, făceam balala cu Iohannis, adică dacă păi nu, fost era greu să... compararea între Stalin, respectiv da, Băsescu... La nivelul lui Băsescu și... a fost un fel, adică... Cu totul altceva. Stalin era de necontinuat. Micrometru. Stalin era de necontinuat. A, și Băsescu a mai merge o tură, că mai stăm o dată la călușii. Păi, iată că a mai mers. Și va merge cu succes în, da, în alegeri. Și nu numai că a mai mers până Iohannis, dar iată câtă credibilitate sau măcar audiență sau măcar interes stârnea în continuare în viața politică până l-au lovit decepțiile sentimentale. Nu? Și a trebuit să privească mai mult spre Costa Rica decât spre PMP. O să mute acolo. De, oricum PMP-ul e gata. Haideți să ne întoarcem la istorie, mă rog, am pornit la Stalin. Presa anilor 90, am debutat, erați secretar general de redacție și șeful secției politice și mi-aduc aminte de două expresii. Redactor șef. Eu veneasem cu articolele pentru că erați... Și mi-aduc aminte două chestii, două... Nu le-am găsit prin cărți, așa, dar era la un moment dat, zice, scrisesem Ion Popescu și după aia Popescu Ion. Și zice, e ca și cum ai umblat deschiat la pantaloni. Era extrem de
Deci, da, nu știu dacă mai țineți minte. Și chestia aia cu teoria pilonului ascuns, că dacă vrei să ascunzi ceva, îl pui în mijlocul camerei, nu într-un colț, așa. Da, și faci coloană. Da. Zici, da, așa am vrut, e viziunea mea. Nu pui mijlocul camerei trebuie să stea, dar la rostul pilonului. Problema e că dacă trebuie să-l pui acolo, să nu-l maschezi, ci să-l faci frumos. Arăți, eu am vrut așa. Exact, n-au prea prins tehnica asta politicienii noștri. A pilonului ascuns? De exemplu, chestia asta cu ordonanța 13. S-au dat după plop. Să-i apărăm pe aia din pușcării. Dom'le, trebuia să o spui ferm. O facem ca să luăm puterea sistemului băsist. Curt. Și o dădea și gata. De ce s-a tot foit cu ordonanța 13? Iar ne întoarcem pe terenul ăsta, drag mie, al dreptului, unde am propriile concepții. Ca să fiu scurt, în toată tevatura asta care a început cu ordonanța 13 și iată, continuă în aceste zile cu vizita Comisiei de la Reprezentanță, o Comisie la Veneția, și vă spun eu că o să mai continue și aceștia vor face un raport în coadă de pește, fac pariu cu adică să împace și capră și varză. Toată tevatura asta pornește tot de la o șmecherie. În care s-au prins foarte mulți oameni și comentatori de bună credință, și anume, s-au inventariat că există, cred că, 30 și ceva de hotărâri ale Curții Constituționale în ce privește codul de procedură penală și penal, ne transpuse în practică. Aici e falsitatea problemei. Adică, și de aici, asta s-a făcut din ea o haină ca să umblăm noi la lege cam cum ne interesează. Au început să ascundă pilonul, asta vă spun. Au încercat să ascundă pilonul. Da. Da, acum înțeleg comparația. Da. Problema e falsă. Fiecare decizie a Curții Constituționale, multe din ele fiind punctuale și de tehnică legislativă, nu era așa de reformat codurile, care sunt proaste, dar e altă treabă, trebuie aplicat în 45 zile, cum spune Constituția. N-a fost aplicat, a ieșit legea, norma din vigoare. Deci noi nu obligau adică să facem. Articolul 100X a ieșit în vigoare că nu s-a refăcut. Sau cuvântul, că multe se referă la un cuvânt, la un semn de punctuație, la o formulare. Păi și judecătorul știe că a ieșit în vigoare? E până automat? Adică i-ai arătat hârtia aia și salutare? Păi știe decizia Curții Constituționale. E clar, iese de drept în vigoare. Și cu asta s-a terminat povestea. Dar a fost nevoie să se umble șmecherește la codul penal. Și aici sunt de acord și cu protestatarii, chiar dacă ulterior s-a mai estompat chestia, s-a mai ajuns și la reglementări acceptabile, dar în continuare legislația și problema ei, inclusiv penală, rămâne că nu ține seama deloc de evoluția delincvenței în România. Asta e. Se face după fel de fel de trimite, la principii, la directive, aiurea, chestie de semidoctism, așa, juridic. Când în realitate legislația și în special cea penală ar trebui să fie mereu cu fața la delincvență. Zi de zi cineva produce un accident mortal de circulație când trece pe contrasens. Numai atât, în forma asta, nu mai zi de alte forme. Nu mai zi de conducere în stare de ebrietate. Nu mai zic ciocnire cu trenuri, care nici nu mai avem trenuri cât să ciocnească cu azi. Astea sunt niște mici exemple la îndemâna oricui de delinvență, dar există și altele. Stați așa că parlamentarii tocmai băgaseră trăznaia aia să stea poliția la față, adică să-l anunț pe ăla că vii cu controlul. Păi dacă știe că vii cu controlul, cu radarul, ce să mai... Nu există programe, nu este coerență, nu există o politică, un program de diminuare la maximum de întărirea disciplinei rutiere. Dar nu este viziune. Ce să spun? Criminologii au dispărut. Ăștia sunt oamenii care trebuiau să fie doctorii legiuitorilor, să spună ce e. Și vă dau și alte exemple. Au dispărut? Sau de ce au dispărut? Cred că s-a și desfințat institutul. Avea Monica Macovei, e ciudă pe doamna Stănoiu. Și a desfințat institutul. Cam așa ceva. Cum se rezolvă la noi? Cred, n-am... Nu știu foarte sigur. Ce știu foarte sigur e că principalele piloane, că vorbiți de piloane, dar asta e pluralul, ale codului penal, ale seriozității, ale ordinii de drept,
Sunt câteva infracțiuni. Bună oară, falsul. Păi falsul ar trebui să fie, cum să spun, în sânge, să se ferească omul de fals, cum se ferește americanul de sperjur. Exact. Ați văzut la televizor, la filme. Și celul sperjur mai bine își recunoaște crima decât să fie mincinos. Da. Păi la noi e ridicul așa cel. La noi te minte pentru te mint orice și cu dezvoltoște, cu o zilă prost, dacă spui adevărul. Ei, cultul mărturiei sincere. Dar aia e depărtată. Până la ea ar trebui să fie cultul semnăturii și al actului autentic. În loc de asta, falsul s-a prăbușit brusc de tot și acum are cel mai blând regim. Ați zis că amendă și nu știu mai ce. Sau, faimoasa discuție cu abuzul în serviciu. Și aia e falsă. Abuzul în serviciu, într-adevăr, era un text tot șmecherește făcut ambigu, ca să intre acolo tot ce nu se poate dovedi la infracțiuni bănuite de serii sau de alții, inclusiv mita. Și atunci al alunecau tocmai până caracterul elastic, mult prea elastic al textului. Dar formele reale de abuz în serviciu cunosc în toate legislațiile reglementări precise. Nu cu obstinație nu realizezi un drept, e abuz în serviciu. Dai o autorizație care duce la prăbușirea unui pod, e o abuză ce în serviciu. Ce se presupune că a făcut Negulescu și cu ceilalți cu falsificare de probe și ce e abuz în serviciu? Sau? Păi nu, acolo poate fi multe alte infracțiuni. Bun, sunt acoperit. Represiune nedreaptă. Na. Păi stați așa să inventezi un martor, nu e... Păi nu sunt, e un fals, sau nu, nici, nu, nu știu, nu, nu știu ce este. E atât de evident acolo abuzul că n-are rost să mai discutăm. Domnul, nu l-au văzut chiar toți așa, adică... Ce? Abuzul. Unii nu l-au văzut, da, cu sigur. Domnul președinte a zis că el n-a văzut nimic.